cu o tradiție începută în 2012. Evenimentul a continuat să crească în importanță și prestigiu, reflectând angajamentul constant al comunității educaționale față de excelență și inovație în domeniul învățământului. Gala Excelenței în Educație, ediția a 10-a în acest an, este cel mai important eveniment educațional pe care îl organizăm la Iași, prilej cu care vom celebra în această zi rezultatele celor 246 de elevi performeri și ale mentorilor lor, 209 la număr, toate rezultate obținute la fazele naționale și internaționale ale olimpiadelor școlare. Un element de noutate al acestui an este că ne orientăm atenția spre întreg angrenajul de organizare a spațiului competițional, în așa fel încât vom pune în valoare și managerii excepționali și partenerii educaționali care susțin de la prima ediție Gala Excelenței, și de data aceasta deschidem un culoar de comunicare educațională pe axe de educație către mediul academic, pentru că toate universitățile ieșene vor fi reprezentate astăzi pentru a premia elevii performanța Iași. Festivitatea a fost dedicată în special celor 242 de elevi care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale, precum și celor 198 de profesori care i-au îndrumat cu pasiune și devotament. De asemenea, au fost remarcate și contribuțiile directorilor, celor 35 de școli implicate, care au fost alături de elevi și cadre didactice în parcursul lor educațional. Mă simt onorat să fiu aici la Gala Excelenței în Educație și să primesc premiul acesta. Consider că am ajuns la apogeul muncii mele, pe care am avut-o încă din clasa a 5-a, ca participant al Olimpiadei de Geografie, inițial ca participant al concursului Terra în gimnaziu, după care participant al Olimpiadei de Geografie. Am mers la Olimpiada Internațională de 2 ori. De ambele ori am luat medalie de aur. În 2022 s-a ținut la Paris, însă din cauza pandemiei, până la urmă, s-a efectuat în regim online Olimpiada. Anul trecut am luat medalie de aur în Indonezia, a fost o experiență nemaipomenită, într-o țară exotică și una este să merg acolo și să mă întreb cu cei mai buni pe teren și alta este să citesc din cărți în pregătire pentru Olimpiadă. Atmosfera de sărbătoare și recunoaștere a fost îmbogățită de momentele artistice oferite de elevii și profesorii Colegiului Național de Artă Octav Băncilă. Cu siguranță este o mare onoare. Colegiul Unirea a fost prezent la absolut toate galele și iată, nu putea să lipsească de la cea de-a 10-a ediție aniversară a Galei Excelenței, Gala Olimpicilor Naționali. Cu siguranță pentru un colegiu tehnic este o responsabilitate în același timp, pentru că în fiecare an să avem cei mai buni performeri în tehnologii, pentru că acolo avem în fiecare an o tradiție, avem o tradiție în performanță, pentru că suntem și un colegiu centenar. Și în același timp o surpriză frumoasă a fost anul trecut, când am avut un premiu și pentru limba rusă, pentru limba rusă. De-a lungul anilor, Gala Excelenței în Educație a devenit un punct de referință în cadrul educațional al județului Iași, marcând recunoașterea și aprecierea performanțelor de excepție în învățământ.